Mă bucur că ne aflăm astăzi aici cu această fericită ocazie când aeroportul Otopeni a intrat în rândul multor altor mari aeroporturi din lume, cum ar fi Atena, Paris, New York, San Francisco sau Amsterdam. Așadar, arta își găsește un loc aici extrem de bine plasat, pentru că dacă au fost chiar discuții, dacă e mai bine să fie la secțiunea sosiri sau plecări, până la urmă oamenii, iată, au o modalitate cu totul inedită de a-și petrece timpul așteptând plecarea către destinația propusă. Voi fi adeptul ideii pentru a se permanentiza această expoziție, voi susține acest lucru și doar lucrările expuse să fie cele care se rotesc, vitrinele, eu zic că și-au găsit un loc bun aici și aici trebuie să rămână. Mai mult de atât, văd că se bazează mai mult această expoziție pe colaborarea cu zona privată și în acest sens voi fi activ, voi încuraja instituțiile de stat să fie mai deschise în a pune la dispoziție exponate pentru astfel de evenimente, pentru că, până la urmă, muzeele de stat au nu numai rolul de a conserva, ci și rolul de a promova arta, iar aceasta este o modalitate foarte bună și foarte eficientă. Așadar, eu mă bucur că suntem împreună aici. Invit pe toată lumea care este în tranzit pe aeroportul Otopeni să petreacă puțin timp la această expoziție și la următoarele care vor veni. Sunt aici și pentru a vorbi despre sprijinul administrației prezidențiale pentru reluarea activităților culturale din ce în ce mai active, din ce în ce mai orientate către mai mulți consumatori de cultură și în acest sens să-l încurajez pe Ministrul Culturii să deschidă cât mai multe astfel de manifestări, să participe la cât mai multe astfel de evenimente. Ne aflăm aici într-un spațiu care e definit juridic ca no man's land. O fi așa, însă această expoziție arată că nu e un spațiu pierdut undeva între civilizații, că cei care ajung în România ajung într-un spațiu al culturii și al artelor. I-am urat domnului director să aibă mari probleme cu pasagerii care își vor pierde cursa poposind mai mult la această expoziție. Piața de artă din România, inexistentă acum 30 de ani și înfiripându-se încet, încet în anii care au urmat, este un factor și un actor esențial pentru dezvoltarea culturală a societății. Puțin știu că din fiecare vânzare a unui bun cultural la o licitație de artă, Fondul Cultural Național este beneficiarul unui procentaj din această sumă. Prin urmare, o viață mai activă a pieței de artă va contribui și la îmbogățirea, aproape în sens direct, a vieții culturale generale. Pandemia ne-a afectat pe toți. Acest loc sper să fie o alinare a pasagerilor care încă ne tranzitează aeroportul. Vreau să cred că vom reveni la vremurile pe care le-am pierdut, dar până atunci trăim cu speranța că acest loc va face pentru pasageri zborul mai plăcut. Lucrările din muzeul pe care îl vedeți în spatele meu sunt împărțite în două zone. Avem lucrări proprietatea statului, respectiv Muzeul Municipiului București, care ne-a împrumutat lucrări și pe care sperăm să-l transformăm într-un partener permanent, și în partea cealaltă avem lucrări care vin din proprietate privată. Având în vedere că în 2021 s-au împlinit 183 de ani de la nașterea lui Nicolae Grigorescu, pe 15 mai,
și pentru că Nicolae Grigorescu nu are o zi prin care să-l sărbătorim, am zis că e bine să-l sărbătorim astăzi prin această expoziție, eveniment, Fulger, pe care am adus-o special pentru această zi. Așa că vreau să le mulțumesc și colecționarilor privați care au dat jos de pe pereții lor 10 lucrări de Nicolae Grigorescu în valoare de peste 1 milion de euro ca să înfrumusețeze acest muzeu. Mă bucur că avem un muzeu în aeroportul internațional Henri Coandă, pentru că de fapt urmăm tot trendul internațional de promovare a valorilor naționale și culturale în aeroport. Pentru că, nu-i așa, este primul contact pe care îl avem cu țara respectivă și Bucureștiul astfel se alătură marilor capitale internaționale și găzduiește un muzeu.